faci rău și oculești pe toate drumurile și te răspundi și, și El s-a făcut bine. Biblia zice invers, să ajungem la stasul acesta încât să avem puterea asta de la Dumnezeu și asta numai un om cu Scriptură trăită poate să facă asta. Un om cu o stare după voia lui Dumnezeu să faci bine la cei ce s-a făcut rău. Să te rogi pentru cei care te blastămă, pentru cei care îți vor rău, nenorocirea, să te rogi pentru cei care îți fac rău, pentru că oamenii lui Dumnezeu și Iisus au făcut așa. Amin. Gândiți-vă la Ștefan. Nu îl ocăra cineva așa, doar să-l bacocorească, să-i spui că nu-i de acord cu el, cu predica lui, cu așa. Și Biblia spune că l-au scos afară și l-au ucis cu pietre și l-au omorât cu pietre și se dădeau cu pietre în el. Și el așa și-a sfârșit viața rugându-se și-a zis, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și-o adormit. Noi oare cum am face să fim într-o astfel de situație? Sunteți de acord că oamenii aceștia au avut o stare după voia lui Dumnezeu în momente de așa grele? Așa au avut Iosif, în momente foarte grele. Au avut o stare după voia lui Dumnezeu și asta a însemnat binecuvântare. Ar vrea să spun în seara aceasta pentru cei care suferă, pentru cei care câteodată sătui de, așa, caută dușmanii pe toate drumurile să te bage la fund, caută să te ungă cu noroi, peste tot îți scot vorbe, peste tot te înnegrezi, peste tot nu-ți poți ridica capul, te gândești ce să va alege de viața ta. Vreau să spun în seara aceasta, fii liniștit, numai trăiește pocăința și adevărul, fii sincer. Cu cât dușmanii vor căuta să te bage mai la fund, cu atât Dumnezeu te va ridica. Pe Iosif, frații lui, au vrut să-l omoare. L-au vândut robul, a ajuns în temniță, în pușcărie. Dar de acolo Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus domn peste țara Egiptului. Iosif nu a ajuns așa un fel de... să spunem așa... că avea nu știu ce școală, dar de acolo, din temniță, din școala suferinței, din școala trăirii cu Dumnezeu și a umblării cu Dumnezeu prin toate necazurile vieții, Dumnezeu scoate un om așa de înțelept încât faraonul a zis, nu este în toată țara Egiptului așa un om ca tine. Iosif nu a dat de mâncare doar la țara Egiptului. Și-o dat, exact cum ar fi acum, toată comunitatea europeană era la degetul lui. El le dădea de mâncare la toate țările din Orient de acolo. Spune că toate țările veneau la Iosif și cumpărau grâu. O venit și frații lui. Așa cum spuneam, Iosif nu se răzbună pe ei, nu le face rău. Îi pune așa un pic la încercare și m-am uimit de comportarea fraților lui Iosif. Își mărturiseau păcatele, gândiți-vă ce stare de oameni fără minte. Deci se duc acasă și îi spun lui Iacob, uite, haina asta e a lui fiul tău. Cred că l-a scușiat o fiară. Ei au însemnat toată treaba asta. Iacob sub ochii lor plânge, albește pe cap, îl simți că intră în mormânt, de ăștia se duc și îl mângâiau. Eu mă interesează oare cum îl mângâiau pe Iacob. Adică se duce așa mincinoși cu minciuna în sân și îi spui, tată, mângâie-te, bărbătează-te, nu te lăsa așa să intri chiar în groapă. Și 20 și ceva de ani, deci după 20 de ani ăștia își mărturisesc păcate. Oare sunt pocăiți așa? Am întâlnit pocăiți care spun, niciodată în viață nu m-am mărturisit. Ține minte, vine o zi, o zi grea, când te aruncă Dumnezeu în strângurare, de n-ai să știi pe unde să scoți cămașa. Și atunci ai să mărturisești și ce n-ai făcut, nu ce ai făcut. Ține minte ce spun în seara asta. Ăștia au crezut că nu mai iese la iveală ce-au făcut ei. Ei îl mângâiau pe Iacob, mincinoșul. Știau că ei nu se n-au toată treaba asta, știau, măcar să-i spui tată. Nu putem da explicații total, dar Iosif, hai să te întâlnești poate cu el, trăiește undeva, nu știm unde, și liniștește drumul. Nu. Dar ajung în fața lui, îi aruncă la strâmtoare. O să spui viața lui Faraon că suntem scrisoare. Spune Biblia că oamenii aceștia, după 21 de ani, aproximativ 21 de ani, deci era Iosif, să spunem așa, la vârsta de 17 ani, era în casa părinților, pleacă la 18 ani, la majorat, pleacă, ajunge vândut, ajunge în temniță, stă 12 ani, la 30 de ani iese. Deci,
18 ani la 30 de ani, nu, diferența asta și cu cei 7 ani de belșug și cu ceilalți 2 de foame, adică după aproximativ 2, iese 20 și ceva de ani, după care își mărturisesc niște oameni păcatele în fața lui Iosif și ei nu știau că el îi înțelege. Un alt lucru, Iosif spune Biblia că atunci când i-a văzut din prima, i-a și cunoscut. Dar ei spune că nu l-au. Am observat asta și în viața practică, pe unii care au așa ură, care trăiesc în ură, așa îi vorbește diavolul, te întâlnești cu el pe stradă și nu te vede. Unii se fac că nu te vede. Eu am văzut oameni, te vede la distanță, se uită pe vitrina aia altă, îl traversează și dacă îl tragi de mânică, chiar, o, frate, nu te-am văzut, scuză-mă că nu te-am văzut. Acum cu măștile astea, cum au fost, am văzut foarte multe circuri din acea către față. Nu se puteau suporta unul cu altul și când îl tragea de mânică, a, frate, cu măștile astea. Am zis, e trist, frate, pentru cine poartă mască peste mască. Ai milă, Doamne! Sunt oameni de ani de zile care poartă mască, nu acum cu pandemia. Și acum am mai pus una peste. Și cum să te mai cunoaște? Vreau să spun că omul plin de răutate știi că nu te mai cunoaște. Dar ăla care era plin de dragoste, plin de curăție, de asta, eu cunoscut, cum i-am văzut eu și cunoscut? Doar aștia nu mai arătau ca acum 20 de ani în urmă. Nu? Erau și ei maturi, erau oameni la casele lor, cu familie, cu ce mai arătau, cum ești, îi ținea minte, Iosif, dar au zis, cum, i-au văzut eu și cunoscut. Știți că în casa lui Saul, împăratul lui Israel, vine David pentru o perioadă și cântă cu harpa, că ăsta era chinuit de Duhul. Eu mi-am pus întrebarea, cum să stai în casă la tine? Nu știu cât o sta, poate sta 2 luni. Dar oricum, în fiecare zi, pe ăsta îl chinuiau Duhurile, și David cânta și era mai ușurat și Saul era acolo. Când vine în Valea Terebinților să bate cu Goliat și vine înapoi cu capul lui Goliat și cu sabia lui în mână, îl întreabă Saul pe nu pe Ioab, pe altă căpetenie avea Saul. Nu vine acum. Abner. Îl întreabă pe Abner. Abner, a cui fiul ăsta? Abner alt fățarnic, adică cum ăsta au stat în casa lui Saul și Abner era tătă ziua acolo la raport și a zis, pe sufletul tău că nu-l cunosc împărat, auzi. N-ați întâlnit din astea? Cunosc un caz într-o adunare, a fost chemat un frate să vorbească și cei din conducere nu au vrut să-l puie. Și a zis, mă, ca să-i pui copiii să cânte o cântare. S-a terminat adunarea, nu i-a pus nici pe copii, nici pe nimeni. Și vine un păstor și zice, dar unde ați fost? Dar asta era aici în prima bancă, știi? Dar unde a spus că nu m-am văzut? Bine? Clar că nu vezi, că ura când îți orbește ochii, chiar nu mai vezi. Chiar nu mai vezi. Când ai dragoste, când ți-i dor de frați, când iubești pe frați, când ai inimă curată, abia aștept să te întâlnești cu frați. Îi cunoști, cum îi întâlnești, cum îi vezi, îi cunoști. Spuneau frații bătrâni că înainte se cunoșteau așa, când mergeau pe stradă, ei nu se știau. Era securitatea care urmărea, dar au zis, cu atâta siguranță mergeau și când ajungeau unul în dreptul altuia, strigau tare, pacea Domnului Iisus Hristos. Pe ce să cunoșteau? Dar când te urăsc, poți să stai în casă la tine 30 de ani, că nu te mai cunoști. Iosif a cunoscut din prima pe frații lui. Ardea în el dorul acesta. Aleluia. Spune Biblia că s-a dus la o parte și-a plâns, nu s-a mai putut ține la un moment dat. S-a dat pe față și s-a plâns de o auzit egiptenii. Dar nu spune Biblia că ăștia ar fi plâns. Ăștia nu aveau lacrimi, ăștia aveau numai minciuni, numai excrocherii, numai înșelătorii în program. Nu aveau lacrimi, nu aveau curăție, nu aveau nimic. Și vine momentul în care Iacob pleacă, bătrânul Iacob moare și să-mi dau seama că oamenii își mărturisesc păcatele după 20 de ani, dar nu se lasă de ele. Și Biblia zice, cine își mărturisește fără de legea și se lasă, ia că mărturisește. Adică dacă mărturisești și mâine o iei de la capăt, fii liniștit că cu iară mei. Fii liniștit că cu iară mei. Biblia spune clar, cine o mărturisește și se lasă, capătă în durare. Ăștia nu s-au lăsat de ele.
Pleacă Iacob, moare și îi mai croiesc o minciună lui Iosif. Și a zis, mi-am adus aminte. Robul tău, tatăl nostru, când trăia, ne-a zis nouă, că noi suntem oameni de încredere. Știi că ei s-a declarat că sunt oameni de încredere. De treabă. Oameni de treabă. O zis, ne-a spus nouă când trăiați, ei nu ți-a spus, dar nouă ne-a spus, că atunci când el va muri, să nu prindă Iosif ură pe voi și să vă întoarcă înapoi tot răul pe care l-ați făcut. Și-ți acum iartă păcatul robilor tăi și... Și Iosif a văzut că din toată treaba asta, oamenii răi și mincinoși nu au priceput nimic, nu au învățat nimic, nu s-au pocăit deloc. Și el s-a dus și-a mai plâns o leacă. Când a văzut ce-a priceput frații lui din toată treaba asta. I-a hrănit în Egipt pe toți. Le-a făcut bine la toți. Nu le-a întors niciun rău, nu le-a întors nicio formă, nu le-a spus nimic să le ceară socoteală. Și ei, la urmă, cu asta s-au ales. S-au gândit că acum îi răcuiește că a plecat ea. Și-a zis, el s-a dus și-a plâns din nou. Și ăștia din nou au mințit. Hai, bine. Ce-i frumos în viața lui Iosif, îmi place, când a ajuns mare peste țara Egiptului, a rămas Dumnezeu cu Iosif și Iosif cu Dumnezeu. Vezi, printre oameni azi un pic se ridică, știți că pe unii din noi banii ne împiedică să ne pocăim? Exact așa ca pe Iona. Dacă Iona n-ar fi avut bani de bilet spre Tars, doar ăștia nu-l luau pe degeaba. Dar pentru că au avut bani și-au permis. Îi spui, frate, de ce ai cumpărat asta? Că ai avut bani, de asta ai cumpărat. Că dacă aveai bani numai pe o pâine, pe mâine, nu-ți permite așa. De ce nu te poți smeri că ai aleacă bani? Că nu mai ești ca celălalt, începi să te uiți de sus. Nu te mai poți coborî la nivelul ăsta, știi? Aștept să te smerească Dumnezeu într-o zi, să spui de mine. N-a să smere nimeni. Nu? Nu te poți smeri așa. Iosif a ajuns mare. Deci era un fel de prim-ministru, cum ar fi peste comunitatea europeană. Dar smerit și-a rămas cu Dumnezeu și Dumnezeu cu el. Aleluia! Și-a rămas într-o stare de Domnului. Foarte mare. Și Iosif în final își sfârșește viața într-o stare după voia lui Dumnezeu. Spune Biblia, nu mai citesc, că i-a pus pe fiul lui Israel să jure. Și asta era una din prorocii făcute de Iosif cu privire la ieșirea fiilor lui Israel din țara Egiptului. Spune Biblia că prin credință Iosif a pomenit de ieșirea, spune în Evrei în capitolul 11. Și face prorocia aceasta, au zis, când vă va cerceta Domnul Dumnezeu și vă va scoate din țara asta și urați-mi pe Dumnezeul lui Avram. Că veți scoate și oasele mele din pământ și le veți duce în țara Canaanului. Țara unde mi-aș fi dorit să fiu cu mama și cu tata. Unde mi-aș fi dorit să mă bucur cu frații. Unde mi-aș fi dorit să fiu cu poporul lui Dumnezeu, dar n-am avut parte. Să vă arăt că fericirea mea, că bucuria mea nu e aici, în țara asta, unde am fost foarte mare, am fost ridicat foarte sus. Inima mea a bătut pentru Canaanul care l-a făgăduit Dumnezeu lui Avram. O zis, măcar atât faceți-mi asta, scoateți oasele din pământ când vă va cerceta Dumnezeu și duceți-le în țara Canaanului. Și o zis, fiii lui Israel au jurat pe Dumnezeu lui Avram că vor face asta și este scris în Scriptură că în momentul când a ieșit Israel din Egipt, au luat și oasele lui Iosif și le-au dus în țara Canaanului. Întrebarea pe care mi-am pus-o, am zis, Iosif, de ce ai murit înaintea fraților tăi? Tu erai penultimul copil din familie, ultimul a fost Beniamin. De ce ai murit înaintea fraților tăi? Și vreau să spun în seara asta convins, anii de dureri și de suferință, i-au scurtat cu Iosif viața. El a murit înaintea fraților lui. Copiii pe care i-au avut în țara Egiptului le-au pus nume. Aleluia! Care au rămas în picioare până în ziua de azi. Pe primul l-a chemat Manase, care însemna uitare. Și-a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele în țara întristării mele. Al doilea copil avea să se numească Efraim, care însemna rodire. Eu zic, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Așa și-a sfârșit Iosif viața. Amen. Într-o stare după voia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu a ajuns să stăpânească în Canaan, nu a ajuns să fie mare în țara aceea.
Dar Dumnezeu l-a binecuvântat și a fost binecuvântat. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Ne stau în fața anii în care binecuvântările astea pământești ne va dezbrăca Dumnezeu de ele, nu, de ele nu să știe pe unde vom trece și ce situații vom vedea și vom trăi viața noastră. Haideți să căutăm adevărata binecuvântare. Doamne, de ajung bolnav în spital, de ajung bolnav în sus, de ajung să fiu omorât, de ajung să știu eu, vine război, ne ia război, ce se va întâmpla, nu știu. Dar să am o stare după voia ta. De la capătul pământului meu voi sfârși viața, dintr-o robie de undeva, dintr-un chin de undeva, înfometat, chinuit, bătut. Să am binecuvântarea asta, o stare după voia ta. Când voi sfârși viața, să nădăjduiesc că ajung pe muntele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Asta înseamnă adevărata binecuvântare pe care doresc ca Dumnezeu să vă dea și să ne-o dea. Amin. Amin. Amin.